În primul rând să fie mărit și lăudat Domnul până în veci, amin. De scurta mea mărturisire, pentru că mă obosesc și vorbind, o să fie scurtă, dar nu o să fie o justificare la ceea ce o să spun și motivele mele care le-am avut în decursul anilor. Deci, mulți dintre dumneavoastră poate o să vă amintiți, eu am frecventat biserica de mic copil, circa acum, în perioada asta de suferință, mi-am adus aminte că am frecventat-o circa 10 ani aici în Dobric, un an pe la Timișoara și o perioadă de timp pe la Arad. Și pe urmă, încet, încet, cu diverse motive care le-am găsit oriunde, am început să condamn. Să condamn oamenii, să condamn biserica și mi-am format un caracter și condamnam. Eu credeam că sunt drept, dar nu e așa. Eu în viața mea am făcut și rele, am făcut și bune, cum poate mulți dintre voi să știți, mă cunoașteți, unii din copilărie, alții după întoarcerea mea din Italia. Și ca să trec la, în vara asta, mi-a fost descoperit printr-o rugăciune un frate de aici, tânăr din Dobric, m-a chemat la telefon, eu mă aflam în Italia în perioada, eram ieșit din spital de câteva zile. Și în realitate nu mă simțeam bine și fratele ăsta m-a întrebat, probabil mi-a s-a exprimat-o și a zis, frate Ioane, cum te simți? Și am spus adevărul, zic, nu prea mă simt bine. Și pe urmă mi-a spus, zice, auzi, frate Ioane, zice, noi ne rugăm pe dumneata, zice, cu toate că frații de aici nu te cunosc, dar ne rugăm pe dumneata. N-o zic, le transmit în numele Domnului și le mulțumesc că s-au rugat și aici am transmis, plus în alte biserici prin lume. În fine, în rugăciunea asta, tânărul ăsta din Dobric, îl și pronunț numele, se cheamă Ionuț Creță. Și mi-a zis așa, frate Ioane, dacă ești de acord, eu mă pun aici în America pe genunchi și dumneata în Italia. Și zic, bine, Ionuț, am zis că o rugăciune nu e, e bine primită înaintea lui Dumnezeu. Chiar vreau să mai și precizez că eu niciodată n-am vorbit în public, dar cu ajutorul Domnului văd că reușesc să zic câteva cuvinte. Și prin rugăciunea asta, eu sunt cam slab în rugăciune, să fiu sincer, că dacă ani de zile am tot alergat prin lume, am frecventat tot felul de religii, cu speranța să mă opresc undeva, dar peste tot găseam motive. Asta era problema mea. Am ajuns în Italia prin 88, am fugit din țară, cum bine știți mulți, am făcut și vreo câțiva ani de bușcărie, vreo 3 ani și jumătate, și totuși Dumnezeu în diverse ocazii am avut lucrări, am avut chemări multe și totuși nu m-am înduplecat. În Italia am ajuns în 88 și întâmplător mi-am cerut un azil politic pentru Australia, că acolo am vrut să ajung și în realitate mi-au aprobat după 8 luni și acolo aveam un cumnat, soția mea avea o soră în Italia și acest cumnat al meu era un om cu o funcție și zice, după ce mi-au aprobat plecarea, zice, faci ce vrei, el a fost aici la Dobric, a văzut condițiile tatălui meu și zice, dacă tu pleci în America, nu în Australia, zice, că am primit aprobarea după 8 luni de zile și cumnatul ăsta m-a convins și am zis, l-am ascultat. Că aveam pe tatăl meu aici și eu sunt singur, cum știți toți, cred că n-am frați. Acum voi avea pe lumea asta, prin acest legământ. Și, în fine,
mi-au găsit un loc de muncă într-o comunitate catolică și am lucrat 5 ani acolo și am început să frecventez Biserica Catolică duminica, dar și acolo, trăind în preoți, am văzut multe lucruri care nu corespundeau cu Sfânta Scriptură și mi-am zis, nu-i locul nici aici pentru mine. Pe urmă, nu știu, nu pot să precizez după cât timp, mi-a bătut la ușă un martor la Lehova. Și, nu, ăsta nu mai știu în ce an, că e mult timp de atunci trecut, și l-am văzut cu Biblia în mână, cu o broșură, cu o revistă și a zis că vrea să-mi vorbească din cuvântul lui Domnului și a zis că nu-i nimic rău prin asta. L-am primit în casă și acum cred că în perioada aia, în timpul ăla cât am povestit, i-am spus cine sunt, de unde sunt, o văzut că nu sunt român. El era din vecină, din apropiere, la 15 km de un oraș acolo și între altele mi-au spus dacă sunt de acord să fac un studiu biblic. Și am zis, de ce nu, că zic că să vorbește din cuvânt, zic, nu fac rău, că zic, să tratează de cuvântul lui Dumnezeu. Și l-am primit și m-am fost de acord cu el și a zis că o să începem un studiu biblic. Și în realitate ei sunt foarte punctuali. Au această punctualitate și sâmbătă eu eram liber după masă de la munca mea și omul venea cu o punctualitate foarte bună și am început să fac un studiu biblic cu el vreo câțiva ani. Și pe urmă am convins și familia că soția nu era de acord, pero am reușit de a-mi convins și am două fete, erau mici pe perioada aia, probabil aveau vreo 13-14 ani, și le-am convins să mergem toți la adunanțele lor, ca așa se spune, cum e la noi, la biserică, la adunare, și ne-am dus cu familia, cu copiii, și am frecventat o perioadă de timp. Și întâmplător, într-o duminică, am mers la piață în orașul ăsta, la 15 km, și acolo în piață era un martor, care mă cunoșteam bine cu el, era un lucrător al terenului, dar era un om înțelept, avea multă cunoștință din Sfânta Scriptură. Și cumpăram de la el, că venea în piață și vindea produse de astea naturale. Și încercam și noi pe acolo că să cumpărăm ceva mai bun. Și m-am pus la poveste, să nu lungesc prea mult, cum am zis la început, că această mărturisire n-a fi o justificare pentru mine, ca pe să ajung la punctul final. Și de la acest testimone de Jehova, așa le zice în Italia, martorul Jehova, aveam o cunoștință foarte bună cu el și el mi-a spus niște lucruri care au avut probleme cu soția, s-a îmbolnăvit și niște treburi care pe mine iar m-au pus în dificultate și cu această credință, că eu credeam că sunt corect. Deși în percursul vieții mele trebuie să mărturisesc, am făcut și bine, dar am mai făcut și rău, că toți suntem în această situație, că greșim cu voie și fără voie. Și încet, încet m-am îndepărtat și de religia de martor Jehova și întâmplător mi-am schimbat și locul de muncă din sudul Italiei, că unii dintre voastre, dintre dumneavoastră, cunoașteți Italia, că ați fost pe acolo, și m-am transferit în nordul Italiei. Și în nordul Italiei am mai stat 12 ani, unde n-am mai frecventat nicio religie. Și am rămas așa, dar totuși, nu eu laudă, învățătura care am avut-o de copil mic aici, în percursul meu în viață, totuși nu m-a îndepărtat, că n-am devenit bețiv, fumător, și am căutat, cum spune în Sfânta Scriptură, am spus așa, cum spune versetul, zice, pe cât atârnă de voi, căutați să trăiți în pace cu toată lumea. Și, în realitate, acest lucru mi-a reușit. Pentru că am căutat pacea și în Italia, până la locurile de muncă, cu cine am avut contacte și nu îmi amintesc să fi avut vreo conflict cu nimeni. Deci am trăit, am căutat pacea și am găsit pacea.
Pe urmă, aici nu mă amintesc bine anul, că am venit s-o îmbolnăvitatea prin 2007 și am venit aici cu paralizat și am fost obligat să vin să stau lângă el. Pe urmă, după deces, m-am întors un pic în Italia, dar eram deja în o etate, trecut de 50 de ani, și în Italia, când ai o etate, nu te mai anime la muncă. Dar prin niște cunoștințe mi-am găsit un loc de muncă, dar locul de muncă era la distanță, trebuia să fac naveta. În nord nu făceam naveta și nu eram obișnuit și salariul era mic și am calculat 80 de kilometri pe zi dus-întors și salariul era slab și am zis nu-mi convine. Și am mai lucrat la negru vreo 2 ani în Italia, după care nu preț să precizez în ce an m-am întors aici la Dobric. M-am întors aici la Dobric de unul singur, că și cu familia am avut ceva conflicte și nu erau grave, dar totuși am zis decât să rămân să fiu în ceartă și în neplăceri, mi-am făcut un calcul că o-i venit la Dobric și aveam niște proprietăți în oraș, pe aici, pe la Beclean, pe la Deva și zic cu banii care îi băga în chirie, zic și cu ce-o-i mai face, m-a ajutat Dumnezeu și o-i trăi. Dar planul meu, cum zice în proverbul, zice, nu se potrivește planul de acasă, nu se potrivește cu cer din târg. Am venit la Dobric și am continuat să trăiesc aici la Dobric și cât m-a ajutat Domnul, am încercat pacea și aici. Eu cred că, nu știu dacă cineva își amintește să fi făcut vreo neplăcere cu cineva, dar nu mi-o amintesc. Și Dumnezeu m-a ajutat și aici să îmi petrec perioada de timp și deși am avut multe chemări și la evangelizări, dar tot mergeam cu condamnarea în față. Și până la urmă, în vara asta, chiar vecina mea de casă mi-a zis că trebuie să zic și lucrul ăsta. De multe ori venea și mă căuta și mă ducea în farfurie, un casun, o mâncare și zice, tu nu ești nici în car, nici în căruță. Și n-o condamnam, că știam că are dreptate. Dar totuși n-am hotărât să fac pasul ăsta care, mulțumesc Domnului că în seara asta, adică din vară, din august, Domnul, printr-o rugăciune prin acest tânăr, mi-a descoperit și a zis că trebuie să faci o schimbare în viața ta. Și acum poate unii m-au condamnat, pentru că cât a fost în putere și cred că și era un adevăr, dacă eu nu mă îmbolnăveam, eu mergeam cu filozofia mea de viață în față. Dar Dumnezeu mi-a dat această lovitură pentru, eu o zic, pentru zidirea mea. Și ce să mai spun, tânărul ăsta mi-a spus lucrul ăsta, s-a rugat și prin rugăciunea respectivă Dumnezeu mi-a iluminat inima și mintea și nu știu cum să mai spun. Și am luat o decizie în august, dar n-am putut veni că încă eram, tot am mai îmblat în spitale, am fost foarte mult în spitale, până România, până Italia. Și până la urmă am ajuns într-o situație foarte critică și am zis la fată, zic, trebuie să mă întorc în Dobric. Și cu ajutorul Domnului am venit la Dobric, pe urmă am mai îmblat pe la Deva, că pe acolo am o locuință, am avut niște probleme de succesiune și alte până spitale iară și până la urmă, acum nu știu să precizez, poate ori fi 2 săptămâni că m-am întors la Dobric și am hotărât să rămân aici și mă bucur că mulțumesc Domnului că m-a ajutat să fac această pas și această schimbare care e foarte importantă pentru mine și în ultimul rând vă mulțumesc în numele Domnului la tuturor celor care ați venit de departe și de aproape și doresc ca bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu multă
multă înțelegere, pace și sănătate și Domnul să fie lăudat. Închei această mărturisire pentru că, cum am spus de la început, am o problemă cu plămânii și am numai un plămân care îmi funcționează și mă obosesc foarte repede și nu pot pur și simplu nici să vorbesc mult timp. Acum, cu ajutorul Domnului, văd că am reușit, cred că, nu știu câte minute, că eu nu m-am uitat, n-am un ceas la mine, cred că oarecum v-am fost, cum am zis și mai zic o dată, nu e o justificare, dar totuși, și eu sunt, n-am mai vorbit în public, dar văd că Domnul m-a ajutat în seara asta să spun câteva cuvinte, că am vrut să le fac public. Pentru că oamenii nu știu, oamenii, noi avem obișnuit și asta, că uităm unii de alții și uităm de multe. Și acum eu mare mi-am povestit un pic percursul meu și mă bucur și mulțumesc Domnului că în seara asta sunt în fața dumneavoastră și o să fiu botezat în numele Domnului. Și, cum am zis, Domnul să fie lăudat și mărit până în veci de veci. Amin.